Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine! 10 iunie. Cum se va dezvolta chipul fiarei? Text biblic. El exercită toată autoritatea primei fiare înaintea lui și face ca pământul și locuitorii lui să se închine primei fiare, cea cărei rană de moarte fusese vindecată. Carta Revelației, capitolul 13, versetul 12. Pentru ca Statele Unite să formeze o imagine a Fiarei, puterea religioasă trebuie să controleze guvernul civil în așa fel încât autoritatea statului să fie folosită de către Biserică pentru împlinirea scopurilor ei. Chipul Fiarei, sau imaginea Fiarei, reprezintă acea formă a protestantismului apostat care se va dezvolta atunci când bisericile protestante vor căuta ajutorul puterii civile pentru impunerea dogmelor lor. Creștinii din generațiile trecute au păzit Duminica fiind convinși că făcând astfel ei păzesc sabatul biblic. Și astăzi există creștini adevărați în fiecare biserică, inclusiv în cea romano-catolică, ce cred cu sinceritate că duminica este sabatul rânduit de Dumnezeu? Dumnezeu primește sinceritatea scopului lor și integritatea lor înaintea lui. Dar când păzirea duminicii va fi impusă prin lege, iar lumea va fi lămurită cu privire la obligația adevăratului sabbat, atunci oricine va încălca polunca lui Dumnezeu pentru a asculta de un precept care nu are o autoritate mai înaltă decât aceea a Romei, va onora prin aceasta papalitatea mai presus de Dumnezeu. Aceștia aduc cinstire Romei și puterii care impune instituția stabilită de Roma. Ei se închină fiarei și chipului ei. Când oamenii resping instituția pe care Dumnezeu a declarat-o ca fiind semnul autorității sale și cinstesc în locul ei ceea ce Roma a ales ca semn al supremației ei, prin aceasta ei acceptă să primească marca supunerii față de Roma, marca sau semnul fiarei. Lucrul acesta nu se va întâmpla până când problema va fi pusă lămurit înaintea oamenilor, iar aceștia vor trebui să aleagă între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor, iar cei ce continuă în neascultare față de Dumnezeu vor primi semnul fiarei. În conflictul creat de acest subiect, toată creștinătatea se va împărți în două clase: cei ce văzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus Hristos, și cei care se închină fiarei și chipului ei și primesc semnul, marca autorității ei. Cu toate că Biserica și statul își vor uni puterea pentru a-i constrânge pe toți, mici și mari, bogați și săraci, slobo și robi, să primească semnul fiarei, cum ni se spune în Revelația 13 cu 16, poporul lui Dumnezeu nu-l va primi. Profetul de pe insula Patmos vede cum cei ce au obținut victoria contra fiarei și contra chipului ei și contra semnului ei și contra numărului numelui ei stăteau pe marea de cristal cântând cântarea lui Moise și a mielului. Carta Revelației Capitolul 15, versetele 2 și 3 Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.